Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. După asta cu aia de Free Fire cu Negevu, e futute, mamă, săracul de el a dat Free Fire cu Negevu și nu mi-a dat niciun hit cu aici, nebun la cap, am dat rush pe el direct. Salutare bă băieți, bine v-am găsit fraților la un nou episod de CSGO Prime Hacking, unde încercăm să banăm acest cont minunat. Eu încă am clantagul de la Bryce, s-ar putea să fie un meci de hack versus având în vedere că doi dintre inamici au mut. Sunt alături de Andu. Coa e doar unul. Sunt alături de Andu și de Anarhi. Ziceți și voi ceva, bă băieții mei dragi. Băi ce n-aș mă, acum Andu și Anarhi joacă fără coduri, având în vedere că OTC-ul s-a detectat. Și o să încerc să le dau mai obvious. Hai că le... Dacă vreți să vedeți un episod în care o să joc 4 meciuri consecutive pe acest cont full rage, ca să vedem dacă putem să-l banăm, deoarece am văzut că în ultima perioadă și-au luat foarte mulți Overwatch bani, deci eu încă am o speranță așa în inima mea că Overwatch-ul merge cât de cât, deși nu prea cred că se întâmplă chestia asta. O să rămână de văzut, jucăm cu configul, cu ce config joc? Nici nu știu cu ce. A, cu Raul 2 ca legit config, am auzit că este cel mai șmecher config de pe marketplace, bă băiți, așa că nu uitați, aveți link în descriere acolo. O să vină un update mare zilele astea, încă lucrez la el, dar vreau să-i dau drumul doar când o să fie totul gata și totul finisat așa frumos ca la carte. Cine dracu sau ăsta coaie. Mama are, n-are rang și are service medal coaie, are chiar două service medaluri. Hai să vedem dacă își bagă băieții spinul sau ceva, chiar nu știu, mă. Ia zi Andule, ce crezi? Își bagă băieții spinul sau sal? Frătiuc, eu zic că și-l bagă. Da, mă, frătiuc, să zic și le dau acum, unul mort în puii mei. Dau semi-rage deja coaie, doi morți. Hai mă, băgați-vă spinul, băgați-a și... Ia uite-l coaie, el am omorât pe a meu, ești prost, cred că... A, ba nu, ok, 3 kill-uri. O să încercăm să băgăm cheat-ul mai obiesc ca să vedem dacă auto pe băieții să-și bage codul sau nu știu, dăm și noi un HV ceva. Băi, nu mai trage a meu în mine coaie. A, e Andu. Din greșeală. Hai frătiuc, mama mi-a dat mare preferă la de la ei. Vezi că ăștia cred că au codul rusești, că văd că sunt șiroși. Robo Aim îl cheamă pe el și încă un umor, bă băieți, un ace frumos așa ca la carte. Dacă nu știți, dacă sunteți abonați noi pe canal sau chestii de genul, eu practic acest cont încerc să-l banez și în episoadele următoare o să încerc să fac o chestie super super nebună ca să zic așa, să accelerăm banarea contului, iar v-am zis, la 1500 de like-uri următorul episod din această serie va conține 4 meciuri. Adică o să jucăm 4 meciuri, eu de obicei pe un episod de genul joc câte 2 meciuri, dar în următorul episod, având în vedere că am luat rankul fix pe episodul cu Beto, bă băieți, adică să fie treaba, sunteți nebun la cap și mamă, dă tapurul de test sau ceva. Oh, ce flash mi-am luat. Hai mă, frătiuc. Încerc să nu dau chiar așa rush pe ei. Mamă, ce am dat-o ăla, ești prost. Hai mă, n-am auto-ul? N-am ul. Hai frătiuc, doi morți. Ia mă, că-s curios dacă își bagă și ei spinul sau sal. Aparent îți ruși, unul s-a pus AFK, la asta cred că îi dau pe aici. Na, nu pot să-i dau pe aici, dar hai mă, frătiuc, hai, dă-i rush pe mine, frătiuc. Of, doamne, ce-i mă? Radule? Radule, doamne, scuză-mă, mamă, vor să-mi dea kick roșii cu aia. Yes, man, kick him. Yes, kick him, da, mi-a dat-o. Este cu epulat ce Free Fire îți dăm, băgăm și pula ăla asta. Da, eu cred că și ei au cod cu aia, dar n-au tupeu să și-l activeze, mamă, ce luăm rundele astea una după alta aici, nebun la cap. Na, eu nu cred că o să, eu cred că ăștia n-au cod cu aia, dar de ce au mut ăia doi pentru trash talk, oare ce au făcut? Pe unul cheamă Henrik și pe unul Green and Yellow, what? Să mor tu că ai report Green and Yellow. A, păi și-au dat toți 4 F2 cu aia, ești nebun la cap, de ce doar pe tine? Mamă, Herbert ăla mă atacă cu aia, vrea să mă omoare, ești prost. Băi, cu aia ce... Bă, mamă ce s-a dus, dar bă, dar chiar nu dau și eu un HVH meci ăsta, bă băieți, ce prostie asta. Și by the way, bă băieți, am o surpriză pentru contul meu main, adică o surpriză să vă arăt vouă ce am făcut cu contul main. Vreau să vă dau așa un mic spoiler. O să-i mai cumpăr niște pinuri și i-am cumpărat și cuțit, bă băieți, avem acolo cuțit pe contul main. Cred că v-am zis cam tot ce s-a întâmplat, nu v-am zis spoiler, da? O să vedeți în episodul următor despre ce e vorba. Mamă, mă enervează ca music kit de ăsta, astea sunt un pic inventory, să-l scoatem din inventar ca music kit de ăsta nebun și mă enervează deja melodia aia. De fiecare dată când joc cu configul meu, aud melodia aia și vine să-mi dau un cap. Ia zi băiandule, în legătură cu începerea școlii, că mă întrebau abonații de ce nu mai postez așa de des, că de ce am luat câte o pauză, câte nu știu ce, azi ce părere ai că a început școala? Eu am început bine școala, frățior, în prima zi nu a fost. Așa bine. Ca băieți. În prima zi ai dormit, tot te-ai obișnuit cu orele ăla, ne-ai zis, bă, bapul, la prima oră am religie, nu intru. Ia uite-l cu aia, am dat miss. Gata, l-am luat pe ăla. Hai, frătiuc, dă-i și tu pic, dă-i și tu pic, frătiuc. Bă, aș mă să povestesc cu aia, te bași peste mine. Gata, spune, pare rău, spune. Păi mă întreb și putut rasa în corp, ce faci, mă, șelișou? Așa, păi m-am dus și eu așa, la Caterinca, cu colegii lor, care am întors acasă cu ea. Păi, dacă am intrat în baie la școală la țigară, nu mai scoie de acolo. Cu pachetul întreg sau cu gâtul întreg. Nu mai ești nici cu gâtul, nici cu plămânii, nici cu tot. Give me AVP, please. No, I don't want to give you AVP. Is there a problem about that? Okay. Take it, man, take it. Hai că mi-au și AVP aici, nebun. Mamă, ce-mi place onitaj ăsta. Bă, băieți, ia spuneți-mi în comentarii câte meciuri apucăm să jucăm pe acest cont până... Imagine cheating after pistol round. Get a life, you poor immigrant. Bă!
Eu auzi că te-a făcut imigrant, coaie, ești prost la cap, dar ce jignire e asta, coaie? Rage butul, adică Eduardo Ojoiaș config, fără anti-aim, ca să rezolvăm o treabă hexagonală, nu ia zi, Andule, ești de acord cu chestia asta? Da, frate, băi, că am apăsat pe butonul din de parte, din pe partea gata, din bă, stânga mouse-ului, coaie, să am... Third person, am uitat că nu mai am codul. Bine, eu pe rotiță am third person. Hai să vedem, băi, având în vedere că mulți dintre voi v-ați luat de mine că semi-rage-ul de fapt nu este ceea ce fac eu, semi-rage-ul de fapt este semi-legit sau mă rog, ce mi-ați zis voi pe acolo, astăzi o să jucăm semi-rage, bă, băieți, adică o să ne băgăm practic rage-ul fără setările de anti-aim, pentru că, adică să nu vă mai luați de mine, uitați ce le dau la băieți, acum chiar că le dau cu semi-rage-ul, băieți, adică nu-i mai ier, nu mai am milă față de ei, o să facem 100 scor cu semi-rage-ul, ia uite, stăm amândoi pe mine, numai bine, fac și un full ace, bine, bine, mă, băieți, mamă, e rupă. Băi, prea punici cu ea, nu știu. Ții și tu un pic de boost, Andule, ia zi. No, man, I'm not gay. Your mother is under my desk, right? Bine, hai să vedem, dă și noi. Coi, ai lag la râs. N-am de câteva zile tot. Mi-a intrat fake lagul pe rest, ești prost. Băi, eu cred că fac scor peste 100 meciul ăsta. Ăștia s-au pus deja 2 afeca, nici nu știu dacă mai are rost să pun meciul ăsta. Eu cred că meciul ăsta o să-l tai așa, doar primele faze și după aia pun finalul și atât au fost băbăiți pentru meciul ăsta. Adică uitați-vă și voi, toți stau afeca, iau efectiv, uite-l pe la mamă ce prefer mi-a dat Henrik ăla, da. Uaaa, mi-a furat kill-ul, coai, bulangiu. Am 32 cu 1 în a 9-a rundă, mă rog, în a 10-a rundă. Și nu îmi iau ban și fac chestia asta, cred că am seria asta de vreo 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, cred că de vreo 3 săptămâni am început seria asta cu câte un episod pe săptămână, deci gândiți-vă și voi, băieți, da, probabil că mulți dintre voi spuneți, bă, frate, dar joci meciuri foarte rar, gândiți-vă că i-am pus și pe băieții de la mine din echipă să-mi dea report în fiecare meci, dați-mi report și meciul ăsta, trebuie ar familia, vă, ca să nu zic apu, să-mi dați și gen, să-mi scrieți și în chat acolo ăla de confirmare de la report, ca să nu zică băieții că e fake sau ceva, dați-mi cu aia report, să mă bat asta, să nu mai zic abonatii, frate, îți dau report doar de 5, păi da, zic că le dau țeacă, că nu știu ce, că voi nu-mi dați report, că joc cu echipă full. Mai ales că acum nici măcar nu sunt cu echipă full, sunt doar cu Andu și cu Anarhie. Deci practic cei de la mine, având în vedere că s-au enervat pe mine că am coduri, bănuiesc că mi-au dat și report. Deci practic am 4 reporturi de la echipa mea, încă 5 reporturi de la echipa adversă, probabil, nu știu, sper că îmi dau și ei report. Deci gândiți-vă la chestia asta doar și totuși nu îmi iau bani și fac câte 2 meciuri pe zi în pana mea. Adică e, oricum, sunt destul de reporturi, sunt aproape 20 de reporturi, deci ar trebui totuși să-i la o teoretic. Mi-ai dat și tu, Manule? Acum ține de gata. Mamă, gata, cred că da, abandon și dau surrender, ești prost. Hai bă, băiezați, abandon și surrender. Mamă, ce carry vă luați. Eu trebuie să-mi fac boosting service pe CSGO cu aici, nebun la cap. Un rank 5 euro și boostez așa cu full rage pe meciuri cu aici. Oricum Overwatch-ul nu merge. Sau să mă apuc de vândut conturi cu aia, pui mei, ești nebun la cap. Fac intru cu rage-ul. Are frutuți vertigo, bă. Uuuu, doamne, mamă, i-ai dat leak cu aici, prost la cap cu aici. Să mă bată tata cu aia, da mare leak la vânduri. Ce mă, nu voia să zică la nimeni sau care e faza? Ei, la miște așa, Sanky. Și-a făcut Vlăduț, bă. Vertigo, bă. Uite-l cu aia, se învârte unul ești, prost, se învârte unul de la ei. Dar cred că-l văd eu că se învârte. Hai frătiuc, dă pic, mamă, cu aia am 60 de... Lasă-mă să fac 60 de kill-uri, să mor tu cu aia. Bine, 60 de kill-uri, bă, băieți, ia să vedem, am dat și noi rank-up în DMG cu aia. Băi, cu aia am 60 de kill-uri și n-am dat rank-up în DMG, ești prost la cap cu aia. Cum dracu să ai, băi, 60 de kill-uri, 60 cu 1 cu aia, scor 120 și n-am dat rank-up în DMG. Am primit și weekly bonusul ăla aici, nebun la cap. Ziceți, mă, băieți, mai băgați un meci pe Dust? Poate dăm acolo de HBH-uri de ceva. Gata, bă, băieți, și am intrat și în cel de-al doilea meci, tot aici alături de Andu și de Anarhi. Băieți, ăștia sunt așa un pic suspicioși, suspecți, ce suspicioși cu aia, ratat în puii mei. Ce mă, ai din Republica Moldova, replay? Da. Zdear, no, mamă, să mă bată tata, să vezi ce treștoc ne face meciul ăsta cu moldovenii cu aia. No hate, adică n-am ceva cu moldovenii sau ceva, dar chiar vreau să văd cum fac moldovenii treștoc pe CSGO. Bă, băieți, unui pe short, aveți grijă și 4 minute. Mamă, Andu, l-ai spart, deci să vă dați seama, Andu e fără cod acum. Deci Andu și Anarhia, având în vedere că s-a... Bă, ce repede au plantat bomba, coaie! Te-ai mă să-mi scot mama, am un pic de lăguț. Ia să-i coaie, să-mi spun supresorul ăsta și să le dau prismă, ești prost la cap. Unu mort, doi morți. 3 morți, 4 bine, mă, ia să vedem dacă își bagă și ei spinul sau ceva, dacă au moldovenii never lose, bă, băieți. Mamă, ce... Moldoveni. Da, mă, mă simt prost că zic așa moldoveni, că știu că la un moment dat și Epic Short i-a zis ceva de moldoveni pe live și s-a luat Motan Show de ei cu aia și eu chiar n-am nimic cu moldovenii. Motan Show! Băgă, ne-am pula în el. Cu aia, ce ai cu Motanel, frate? Ce ai cu Motanel? Ce, joacă și el cu coduri, mane? Da, cu aia. S-a mort, cum adică joacă cu coduri? Coai, uite-te la Ciprian Lăsfă sau nu știu, pula mea, așa sunt un video. Și văd pe copii să-și ia... A, să-și ia schimbă pe Fortnite. Și eu mi-a luat, și eu mi-a luat, și eu mi-a luat. Știu metoda, coai.
Fut-o-vă în gură, cred că și-au băgat tot spinul cu aia. Stai să vezi că și-au băgat spinul și prost la cap ea. A, ba nu, coaie, vin toți rași cu cuțitele și cu băi, coaie, s-au lăsat din prima aici. A, ba nu, coaie. Am văzut că s-au lăsat de joc și prost la cap. Stai, bă, că le dau aici, mă, pici pe fața lor. Hai, bă, băi, îți dăm un pic cu semi-legitul, cum ar zice haterii. Adică să nu fie semi-legit, să fie semi-legit, ești nebun la cap. Mamă, dar acum cred că chiar o să... Gata. Acum se dau bătuți cu aici, nebun la cap. I was scared to shoot you cause you a woman. Ok. S-a enervat aici, am dupit pe ei. Nice. Nice. Bă, băieți... He's try harder, man. I'm tryharding, man, I'm global on my main account, I have a level 11 face it, I'm... Da, mă, nu te băga, tu nu te băga, că eu de la... Să nu te bagi, coaie, că le dau băgamia și picioarele. Nu, coaie, mi-au dat ăla. Și-a luat, a, cred că și-a luat unul de la Iscaf. Ia, dă-mi ăla, dă-mi ăla. Mamă, coaie, ce le dau cu semi-legitul, băieți, 12 cu 0, da, 3 arunde aici, nebun la cap. Nu, îți mă, căcatul, ești. Eu nu înțeleg de ce mai încearcă oamenii mei cu aia, au făcut vreun kill, a, au făcut primii 2 câte un kill, ești nebun la cap. Mamă, dar ți-o dat-o... Bravo, mă, Anarhie, ești tot brau de tot să-mi apuce alea. Ești tot brau de tot, dați-mi coaie fake, Anarhie F2. Așa, lasă-i pe așa, lasă-i pe așa. Ia uite-i coaie, vor să mă, băi, coaie. Lol. Mamă, ce vor să-mi dea kick, coaie, ești nebun la cap. Bravo, abonați-vă, Raul Deica, ia ziceți, îi dăm kick, abonați-vă. Nu, 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 o să zic că să nu-mi dai kick, coaie. Mai știi, coaie, de câte videouri ți-ai luat tu kick, coaie, dar chiar mă simt prost pentru tine să-mi bat picioarele. Mamă, ce l-am luat pe ăla, ești prost. Mamă, ce l-am luat și pe ăsta, ești prost la cap. Vedeți că config-ul de semi-rage merge super bine. Deci puteți observa că semi-rage-ul, mamă, ce înjură ăștia rost, coaie, am dat de rușii și prost la cap. Deci vedeți că, mai, cam merge bine. Deci vedeți că configul de... Ia uite-l, coaie. Vedeți că configul vezi că de... Femeia, dai cu cei femeie. Da, știu că e femeie, dar vreau... M-a omorât femeia, coaie. Mamă, coaie, ce... Dar de unde știi, coaie, că e femeie? Ești nebun la cap, are poză cu o fată, nu crede că... Nu crede că... Nu înseamnă că e femeie. Maybe kick him. Zi, we tried to kick him, but he has a teammate and he won't kick him. Hmm. We tried. Mama a scris că am crezut că... Ia uite-l, coaie! Futu-ți gura, mă! Yes, go, 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 yes. Da, yes. Coaie, ia uite-l, coaie! Dar de ce vor să-mi dea kick-ul ăștia? Așa de corect. Kick, așa de corect. Kick teammate. What the fuck, kick, așa de, man, what the fuck. Așa de corect ți-s rușii, coaie. Kick anarchy, man. Ui, it's me, no, no. Mama, Ana, te-ai dat de gol, frătiuc, te-ai dat de gol. Mamă, deci merge prea bine config-ul de semi-rage cu aia, ești prost la cap. Bă, vrea să mă moare rosul cu aia, vrea să mă moare rău cu ăla. Dar e așa de praf încât nici nu mă nimerește măcar cu aia. Să-ți bași picioarele în el. Mamă, deci meciurile de azi, dacă nu-mi intră la Overwatch, ba picioarele cu aia. Deci meciurile de azi trebuie neapărat să intre la Overwatch. Dacă fac scor peste 100 în amândouă, trebuie neapărat să intre la Overwatch, ești prost la cap. Mă, cu ăla, de plan. Deci, uite-te, știu cum le dau cu aia, nu-i lasă respire, ești prost la cap, săracii de ei cu aia. Deci, eu nu înțeleg. Ia uite, coaie, tu vezi că de când s-a detectat tot ce-o, parcă nu mai dai de niciun codat în matchmaking? Că înainte, da, 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 5 da, meciuri, 6 meciuri, te dai de codat, coaie. Acum s-au detectat cheaturile, free, gata, niciun codat, ești prostit. Deci meciul ăsta nu cred că o să fie meciul meu în rongos de rencap. Mi-a tras Neverlose un gol, coaie, v-a dat în gol, ești bun la cap. E meciul meu de rencap. A tău? Bine, mai că vă busești probabil pe voi un pic așa, vă busești pe voi un pic, să vedeți în pui mei, sorry. Să vedeți într-un final când o să-mi iau Overwatch-ul pe contul ăsta de nu vă scoate 50 de meciuri în pui mei, sunteți nebun la cap. Eu cred că pe contul ăsta cu aia n-am jucat niciun meci fără voi în pui mei. Deci eu am 14, câte am? Câte win-uri am? Să-mi pic să mă uit. Deci am 14 win-uri, cu ăsta al 15-lea win și nu cred că am jucat niciun... A, ba da, pe live am jucat 2 meciuri fără voi, de fapt pe live-ul ăla de 12 ore n-ați fost. Deci gândiți-vă cu aia, deci voi vă luați în pui mei 13 meciuri, până în momentul ăsta cu tot cu meciul ăsta. Păi, te gândești că eu pe contul ăsta n-am jucat, de fapt, în afară de un compe. Am jucat toate meciurile cu tine de când am intrat. Na, pe serverul ăsta pe pula mea. Mai trage dată în mine la începutul rundei. Băi, coaie, vrea să mă moare, e terminat. Coaie, vrea să mă moare și nu mă nimerește, e terminat. Lasă-l, coaie, este moare, lasă-l, este moare. Eu trăgeam cu omul, coaie. Toam, dacă îți cumpăr prost armolotul, mă arunc în el. Vreau să fac multe kill-uri, coaie. Nu, îmi dă cuțit în pula mea. Ok, reported for gaming, bye bye. Băi, că nu destul de bun ca să mă bată pe mine. Da, coaie, te trolează și pe tine că am dat F2, coaie. Te trolează și pe tine prostă. Hai mă frate, că ai dat cel mai flash din lume. Hai că iau și hai că nu iau. Dați RPG în telefonul. Hai. Hai coaie că nu o dă nici. Oh! You are done. Dați-i și la ala. Dei, băga mie și pula morții. Bye bye bro. Bye bye fucker. Băga mie și pula arasa ta să fac. Idiot, știi cum a dispărut. Băga-mi și pula morții lui. Parcă hai să-i dăm kick și la un după, n-ai. Nu, nu. Glumesc, coaie, nu-s așa de ratat. Nu, el ne-a făcut fenta cu aia, el ne-a făcut, el ne-a ajutat cu aia să... Da, cum ar fi cu aia să dea acum votul kick în pe mine, să-mi dea mie kick cu aia, să zic Anarhie, repede, și să dați cu aia kick. Repede, că mă duc la băie cu aia să mă căc. Du-te cu aia și cacă-te liniștit din nebun. Bă, mamă, vin toți 5 rași pe bec, coaie. Mamă, bec, ți-a dat-o, frătiuc, ți-a dat-o, pui mea fenta, ești cum iau pe rând. 1, 2,
3. 3. Învățăm 4, să numărăm cu Raul. Învățăm să numărăm 2. Cu Raul 2K. Nu, mă, ăștia 1K aici, uite-l. Hop. Păi, tu poți să fii lui Stan, știi, nu? Da? Păi cum adică? Gen... Raul 2K, ce faceți, băi, hackerilor? Băi, cu aia ce ratat. Deci nu mai sunt scuze de genul că, bă, frate, păi, uite, nu ți-ai luat banca, n-ai făcut peste 100 scor și acum cred că o să încep, dar nu am cu ce... cu auto, frătiu, păi, da, bineînțeles. Băi, vrei să faci, 80 de kill-uri? Păi cred că atâta o să și fac, dacă continui să fac. Păi ia fi atent, faci kill-uri gen la ăsta la peru și lăsăm cu aia după aia să nu mare. Nu are rost cu aia, ești nebun la cap. Nu are rost, n-apuc oricum să fac, n-apuc. Dar recordul ăla tu nu l-am mai făcut și noi să cu aia. Să mă bau, să mai făcut, dacă e, vezi că acum, dar nu e faza de hacker, e faza de cum te, gata, da, abandon acum cu aia și. Dar de ce da abandon, băi cu aia? Deci a stat tot meciul până... Băi, coaie, ce ratat! Am stat tot meciul până acum așa, am dat cu regiu. Băi, coaie, voiam să-mi iau două alberetas. Dați-mi mie un două alberetas, vă rog? Nu-mi dau alberetas? Hai, băi, coaie. Deci fii atent... Anarhy, frătiuc, ia de... dar nu mai... Nu pot să le ajung la ele. Deci, coaie, gândește-te că eu până acum am jucat full rage. Deci avea tot meciul la dispoziție să dea abandon, dacă chiar nu avea... Dacă chiar nu voia să-și piardă din timp. Nu, frate, ea s-a gândit, sau el, sau cine dracu o fi în spatele contului, că voi a zis că e fată. Ea s-a gândit că, na, hai să dau abandon acum, la finalul meciului, că mai am doar 5 minute de pierdut. Acum abandon să-mi ia 30 de minute cooldown. Bine, a gândit omul, ești nebun la cap, a gândit omul, hai că dau oraș, ești prost. Dar nu se le de ce nu dau surrender, proștii cu aia, chiar mai au de gând să-și piardă 4 runde din viață? Adică 4 runde, 5 minute din viață cu mine? Adică nu știu. Hai mă băieți că trecem pe scout din nou, sunteți nebun la cap. De nu mi-au eu bani pe contul ăsta, 118 scor, 58 de kill-uri, 118 scor. Ce dracu poți să fie mai mult? Fii atent, Raule, fără hack, da? Deci fără hack. Ia stai mă, liniște maximă, fără hack prin porți, dau. Ia hai mă, liniște maximă, dar ce dracu l-auzi de aici? Dacă nu faci un kill, dacă nu. Deci dacă nu faci un kill prin ușa, acum îți iei kick. Ba da, ba da, concentrează-te, dacă nu faci un kill prin porți, îți iei kick. Hai să te vedem. Care stai? Gata, frătiuc. Gata. Închilezi, stai. Hai, fă prin porția acolo, ești nebun la cap. Hai, coaie, că... Mamă, coaie, ce capem de la mi l-a furat ăsta, coaie. Gata, coaie, ce capem de la lăsăm. Votează, kick, votează Andule, kick-ul să-i dăm, coaie. Votează kick-ul să mortă. Votează coaie să-i dăm kick. Hai, votează singur, coaie. Hai, mă. Băi, coaie, nu fiți ratați, mă. Nu se duc, frătiuc. Oricum nu-i dădeam kick la Anarhy, coaie. Și ce voiam să fac? Voiam să stoți așa, hai mă, votează Kiku, hai votează Kiku. Și să îl votez eu și să crezi tu că e. De fapt, stai cu aia, că nu mi-eșa oricum schema, că dacă era să-l dăm kick la Anarhy, Anarhy nu dădea F1-ul ca prost. Voiam să dau vot la Andu, să-i dăm kick cu aia, dar nu votai tu ori F1-ul, oricum te uitai, drecu. Na. Da, în fine, am încercat și eu o schemă piramidală. Am încercat și eu o schemă piramidală. Nu dau și eu acum, nu dați-mă și voi băieți un timeout, că mă duc și eu acum să mă cac, sunteți nebun la cap. Băi, nu. Yes, i-am dat backtrack. Stai mă că nu mai vreau să ratez niciun kill, să fac și eu scorul 130 măcar meciul ăsta. Mamă, că e. Hai frătiucule, hai și tu frătiucule. Bine. Scorul 130, bă. Gata, mă, băieți, sunt baza 64 cu 5, 14 MVP-uri, 130 scor. Ce dracu poți să ceri mai mult de la viață? Cred că în episodul ăsta am făcut cel mai mare scor cu aia până acum aici, nebun la cap. Nu cred că am mai avut vreun episod din seria asta de încercăm să banăm un cont de Prime. N-am mai avut 64 de kill-uri. Adică nu știu, corectați-mă voi, băieți, o să mă ieși eu după videoclipul ăsta, dar nu cred că am avut mai mult de 64. Nu cred că am avut mai mult de 50. Nu, cred că ce am avut. Sunt că dau, nu, dau. Să-și pune să-i batem vreun de asta. Hai că vă las dacă e coaie. Cum ar fi coaie să-și bage unul acum skit-ul, pui mie să mă rupă. Hai coaie că vreau și eu să zic, uite-l coaie ce ratat, ești futut în gura. Băi, coaie, dar nu mi-a părut aia de vot. Ce bine îmi pare, fut-o-vă în gură, ce bine, dau disconnect să nici nu-i apară. Băi, coaie, deci am câștigat azi. Bine, aparent l-am și pierdut pe ăsta, nu mai știu. Cred că pe... Deci nu mai știu cu aia când am pierdut meciul ăsta, dar idei, ăsta nu și-a luat ban. Bă, băieți, cred că totuși Overwatch este cam pe pauzichez azi, ia să vedem. Da, e cam pe pauzichez. Overwatch avem două meciuri câștigate cu unul cu 67 de kg și scorul 136 și unul cu 60 de kg și scorul 120. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Scrieți în comentarii când credeți că o să-mi iau bani. Dacă puteți și aveți timpul necesar, puteți să-mi dați și un report acolo, gen pe Steam Community, și să-mi dați acolo link de la profilul de Steam. Poate se uite cei de la Valve și îmi dau un ban. Puteți, dacă chiar aveți timp și chiar aveți nervii necesar, să-mi faceți și un ticket la Valve și să ziceți: uitați-vă, băieți, băiatul acesta joacă cu coade pe CS și nu și-a bani. Pe ce facem în privința asta? Nu știu, puteți să faceți absolut orice. Chiar îți curiozesc contul ăsta, chiar vreau să-l banez. Am atâția hateri care mi-au zis: bă, frate, uite, o să-ți dau contul la Valve să-ți iei bani, să nu știu ce. Bă, băieți, adică, bă, haterilor, acum este momentul pentru voi să-mi dați contul la Valve, să faceți tot ce nu ați făcut până acum, bă, băieți. Chiar sunt curios dacă pe acest cont pot să-mi iau bani. O să aveți link în descriere și primul comentariu acolo o să fie un comentariu fixat cu linkul de la acest
cont și cu configul meu de Neverlose, în caz de vreți și voi acolo să trageți cu ochiul dacă vi-l place, să zic așa. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și acolo un like să facem 1500 de like-uri, pentru că mai este la 1500 de like-uri o să facem pe următorul episod 4 meciuri în care o să încercăm să banăm acest cont, sau poate chiar 5. Bă, dar mult mai vorbești, mă, lasă oamenii în pace. Dați-mă subscribe, like de toate și gata, dați-vă. Follow pe Instagram.